Bună, Georgeta și Iuliana. Bun găsit tuturor! Bună Astăzi ziua. ne întâlnim din nou cu Georgeta la un alt capitol al vieții ei. Este vorba despre relația ei cu fiul. Fiul care, dar mai bine o lăsăm pe ea să povestească. Fiul meu are 31 de ani și de 15 ani este consumator de droguri. Și am încercat pe cât posibil să îl susțin și să-l înțeleg. Mai acum 2 luni după ce am ajuns la învățăturile domnului Marius și am început să le aplic, am înțeles cel mai bine despre ce e vorba și că eu îl influențez și comportamentul și gândirea mea. Nu ajută deloc situația lui și cumva îl obligă să absolutizările mele îi agravează starea. Și în ultima vreme am aplicat pe cât posibil, pe cât am putut, învățăturile domnului Marius, dar situația lui parcă s-a înrăutățit, s-a agravat starea lui. A început să consume chiar mai mult ca altă dată și a ajuns într-o situație critică. În ultima vreme nu se mai poate duce nici la servici. A pierdut multe lucruri de ale lui. Le-a vândut pentru consum. Și acum de o săptămână a înțeles singur că are nevoie de susținere, de ajutor specializat pentru se putea vindeca și cumva așteptăm să meargă la o instituție ca să poată intra într-un program de detox. O să fac un pic eu un rezumat al poveștii tale, că toate sunt întrepătrunse aici, nu e ca și când sunt separate. Georgeta a pierdut cam tot ce are material în viață. De fiecare dată când s-a atașat de o casă, a pierdut-o. Acum este în aceea situație, stătea de câți ani? 20 de ani? Cât ai stat în 29, 29. 29 de ani în aceeași casă și iar a pierdut-o. Este într-un proces acum De pentru evacuare. de evacuare, da? În ultimul timp ea a ținut post, a încercat să se detașeze de tot și de toate, a încercat să... Dar zice că nu-și poate opri gândurile. Zice că a înțeles tot procesul, a înțeles că de la ea vin și... Ce muncește? Ce muncești? Eu la o benzinărie lucrez, domnul Marius. În ce țară? Aici, la noi, în România. Cum ai ajuns să lucrezi la benzinărie? Domnul Marius, am lucrat mai întâi la poștă, oficiant în ghișeu, 14 ani. Apoi am simțit că trebuie să fac o schimbare, am făcut niște cursuri și am practicat presopunctură și reflexoterapie timp de 5 ani și în ultimii 2 ani simțeam așa o tulburare și o neliniște în suflet, simțeam că nu e calea mea și nu mă puteam liniști. Iar la 1 septembrie anul trecut am oprit orice fel de activitate. Am simțit să mă detașez de toată lumea și am ținut un post cu apă de 40 de zile. Iar apoi Cum ai și o rezistat la săptămână. postul ăla? Da. A fost greu?
Domnul Marius, parcă am avut susținere de sus. M-am închis în curte și am făcut treabă prin curte tot timpul. Și am avut fel și fel de stări. Au ieșit multe din mine. Am avut și o intoxicație pe față toate cele 40 de zile. Multe stări din astea, ca dușurile de transpirație, fel și fel de gânduri, multe răspunsuri am primit și multe îndrumări de sus care coincid cu învățăturile dumneavoastră. Iar apoi am simțit cumva îndrumare și cam 7 luni de zile am stat retrasă, nu am lucrat. Și am simțit ca și cum este șansa mea să mă nasc din nou. Astea 7 luni am primit ca și cum aș fi fost în burta mamei și trebuie să se așeze lucrurile mele în mine, să încep o nouă viață, cu totul altfel de ce am trăit până acum. Și v-am spus multe din mesajele pe care le-am simțit și le-am primit, au fost identice cu învățăturile dumneavoastră. Iar apoi, după astea 7 luni de zile, am primit o notificare care spunea în 5 zile să părăsesc casa și de atunci nu știam încotro să o apuc. Am început să caut pe internet și așa am hotărât, dar în scurt, în 5 zile, nu știu de ce, cum, că am căutat mai multe locuri, am ajuns la benzinărie să lucrez la această benzinărie. Și de 2 luni lucrez acolo. Și eram într-o situație financiară că nu-mi permiteam să, adică nu am nici la cine să mă duc și nu-mi Dar permiteam cine nici te evacuează de acolo, din casă? moștenitorii fostei proprietari. Am înțeles, deci casa nu Nu, se aparține. nu. Este o casa mea, a fost naționalizată, Deci am te primit-o tai de cu la stat. chirii acolo. De la stat, da. Și după aceea s-a retrocedat, iar proprietarea mi-a permis să stau, să am grijă acolo, aici, să îngrijesc. Am înțeles. Da. Iar dânsa a decedat în urmă cu 7 ani. Și 7 ani de zile am stat, nu a venit nimeni. Și acum a apărut citația de la proprietari. Și băiatul, de ce a ajuns așa? Deci, v-am spus, consumă de 15 ani. Domnul Marius, eu, după învățăturile dumneavoastră, acum mi s-au lămurit multe. Mama mea a murit când aveam eu 2 ani și jumătate și tatăl meu s-a recăsătorit și m-a luat și am crescut cu soția lui, cu mama de-a doua. Dar în urma morții mamei mele, el s-a apucat de băut. Și de mică eu tot l-am judecat pentru că bea și venea lovit și murdar și Păi vezi toată că de lumea acolo a râdea pornit de el. chestia cu De băiatul. acolo, da, am înțeles de la dumneavoastră, da. Dar am înțeles prea târziu, domnul Marius. De fapt, niciodată nu e prea târziu. Așa a fost să fie. Aveți nevoie de vitalitate, nu aveți vitalitate. Vă trebuie o muncă fizică Da, domnul care Marius. să vă aducă și bucurii. Uite, spre exemplu, Da. infirmieră sau asistentă sau, nu știu, o muncă în care să aveți bucurie, o mulțumire de la oameni. Adică oamenii să vă dea înapoi recunoștință. În sfârșit. Păi numai așa, pe calea pe care ați mers se poate, dar cu răbdare. Să aveți răbdare că se va rezolva lucrurile. Funcție de interiorul pe care îl veți avea. Deci reușita cu băiatul, adică dezintoxicarea și schimbarea sorții se face numai așa, prin înfrânare și prin dăruire, adică printr-o muncă în folosul oamenilor.
care oamenii să vă mulțumească, să vă fie recunoscători. Asta trebuie. Că vă trebuie feedback, nu aveți feedback. Adică nu e suficient să muncești la grădină, știi? Da. Trebuie să ai bucuria de a munci, adică să muncești cu bucurie. Să aibă sens munca respectivă, să... Că cea mai mare bucurie este bucuria oamenilor. Și vă încarcă cu energie bucuria aceea. Da. Și orice activitate care vă aduce o stare tonică, stare de încredere, care vă întărește. Spre exemplu, nu știu, să mergeți pe jos mult timp, să vă spălați cu apă mai puțin mai rece. Orice activitate care, înfrânarea, vă ajută foarte mult. Când vreți, spre exemplu, ceva foarte mult, să nu mâncați, că vă încarcă. Când ați vrea să stați jos, să nu stați jos, că vă încarcă. Deci orice opoziție la bine, comoditate, siguranță, stabilitate, este cea care vă încarcă cu energie. Și îl încărcați și pe băiat. Deci condiția ca băiatul să revină pe calea corectă este dumneavoastră să reveniți pe calea corectă. Că îl alimentați pe fundal cu energie subtilă. Dacă sunteți devitalizată, adică faceți lucrurile fără mulțumire, nu îi folosiți deloc lui. Da, provizoriu munca asta este corectă, da? Dar ar trebui o muncă în care să primiți răsplată. Adică să fie și grea, să vă învingă toate. Aveți acolo, deci, ca și concepție de viață înainte cum erați. Ce concepție? Să vă fie bine, să aveți comodități, plăcere. Domnul Marius, să știți că eu mai problema cu atașamentele și absolutizările. Băiatul meu a fost și închis 5 ani de zile, a fost arestat și vreau să vă spun că 7 ani de zile chiar eu am îngrijit 3 doamne în vârstă și un domn. Adică cumva Dumnezeu mi-a scos în cale și tot timpul am fost Sigur, sigur, și sigur. cât am putut i-am ajutat pe dânsii. Și chiar să știți că bine, cumva confortul, starea asta de confort, dar așa, pe strictul necesar, nu? Și am fost în slujire. Dar vedeți, Da, cred dar că slujirea absolut trebuie să este vă dea mele. bucurie, nu aveți bucurie de viață. Trebuie să vă dea voioșie. Mulțumire. Adică munciți, da, nu munciți. Depinde de ce etichetă puneți la ceea ce faceți. Dacă puneți o etichetă negativă, așa, nu aveți beneficii. Așa e că puneți etichete negative. Deci cumpărțirea în bine și rău și cumva pentru că am mers foarte mulți ani la biserică. V-a nenorocit biserica aia. V-a făcut, v-a luat viața, v-a luat suflu, v-a luat vitalitatea. V-a înfrânt. Sunteți înfrântă. Viața trebuie să fie o bucurie. Viața e tonică. Știi cum e viața? Ca și când ai bea un pahar cu vin. Asta este viața. Deci viața te stimulează, îți aduce bucurie. Cum era în copilărie, abia așteptam să ieșim afară, să jucăm în fotbal, să alergăm unii după alții. Deci era bucurie. Asta e viața. Dacă venim și zicem că suntem neputincioși, păcătoși, ne-au ucis. Biserica v-a ucis. V-a distrus. Că asta vor ei. Așa a fost gândită, pentru asta a fost făcut. Noul Testament pentru asta a fost făcut. Ca să ne ia viața, să ne ia bucuria de a trăi.
Și uite că reușesc. Da, absolutizare de virtuți, absolutizare de... Tot timpul vă gândați la păcat, să nu păcătuiți. Da, domnul Mărescu, cu absolutizările astea a fost. Și să știți că, într-adevăr, deci merg pe jos, sunt în restrângere, așa cum spuneți dumneavoastră, deci chiar de atunci, din septembrie, trei zile pe săptămână întotdeauna țin post cu apă. Super, Deci, super. da, m-am obișnuit. Uneori, când a fost acum situația cu procesul cu casa, înainte am vorbit cu doamna Iuliana și cu Marian și 2 săptămâni am ținut post cu apă, am mers pe jos la tribunal, dușuri cu apă rece, dăruire. Deci Și mai am și făcut cântați? Mai cântați? acum cu cântecul, acum 2 zile am vorbit cu Dansați? Iuliana și Dansați? i-am spus, nu, domnul Marius, dar acum, astăzi, am povestit că aveam așa emoții până intram cu dumneavoastră și tot fel și fel de gânduri și am început să cânt. Mi-a trimis Iuliana un cântec și cântam. Frumos. Da. Adică întotdeauna lucrurile este speranță în toate, tot timpul. Nu să nu puneți etichete negative la ce se întâmplă, să spuneți așa vrea Dumnezeu și mergeți mai departe, nici nu vă mai gândiți. Da. Asta cu etichetele negative e nenorocire. Cu absolutizările de virtuți și idealuri. Da, deci trebuie să învățați să stați în neutralitate. Neutralitate, adică într-o formă de indiferență față de ce formă va lua viața. Bine, rău să fiți indiferentă, dar în starea aceasta să fie o stare de dăruire absolută. Indiferent cât suferă omul celălalt, tu te dăruiești și ai grijă de el la infinit. Când Dumnezeu va vedea această hotărâre fermă la tine, va ridica casnele și de la băiat și din alte direcții. Ați și moștenit de la alții tot felul de probleme. De la părinți, de la cei dinainte sau din alte vieți, în programe de genul acesta care v-au luat din viață, din tonusul vieții, din bucuria de a trăi. Și biserica v-a pus capac. V-a nenorocit. Da. Când îi văd pe oameni cum se duc acolo la biserică, înfrânți, înfrânți. Adică se cred păcătoși în sensul ăsta. Păi dacă zici că ești păcătos, devii păcătos. Da. Și acum ascultați Noul Testament, Vechiul Testament, la noi pe convorbiri religioase. Da, ascult Că acolo vă strică toate multe concepțiile din vechi. dumneavoastră. E Da, dar vreau să important. vă spun că acum e așa o tulburare, că e o luptă între ce a fost și ce aflu acum și cumva Fenomenul se ăsta așează senzoriei lucrurile. a apărut în timpul postului de 40 de zile. Da, domnul Marius, și am avut și înainte, în preajma zilei de naștere, când am împlinit 40 de ani, tot așa am trecut printr-o perioadă de asta de neliniște și neîmplinire, nemulțumire și vreau să vă spun că am avut așa, mi-a trecut prin fața ochilor ca un film, toată viața mea, de când eram mică până în momentul ăla, la 40 de ani. Și numai chiar evenimente pe care nu le mai țineam minte și toate au fost doar greșeli împotriva iubirii pe care le făcusem. Și atunci m-am speriat foarte rău și am căzut în genunchi, am pus capul la pământ și am strigat, Doamne, Tu existi! Și m-am rușinat de toate faptele mele care le făcusem. Și mi s-au arătat atunci și de atunci eu am avut tot așa, am simțit o voce care mă îndruma, mă călăuzea și mă răspundea la anumite întrebări. Și 3 luni de zile am stat tot așa retrasă, s-au așezat lucrurile așa în interiorul meu și a fost prima schimbare. De atunci am luat-o pe calea bisericii, că cumva nu înțelegeam cum să fac schimbările la momentul respectiv, dar probabil a fost o etapă.
Și chiar atunci a fost prima dată când am fost îndrumată spre slujire. Vocea despre care v-am spus era o zi de iarnă și zăpadă ghețuși și mi-a spus, uite, îți trimit un înger care să îți răspundă la întrebări și să te călăuzească. Și era o doamnă în vârstă pe care am întrebat-o dacă pot să o ajut să traverseze strada. Și dânsa mi-a permis și din momentul ăla am fost nedespărțite. 2 ani și jumătate am stat pe lângă dânsa până când a plecat din planul ăsta. Vreau să vă spun că o chema Haritina și era foarte înțeleaptă. Și am mai primit fel și fel de îndrumări. Adică vreau să știți că chiar l-am simțit pe Dumnezeu și de fiecare dată mi-a călăuzit pașii. Am avut multe evenimente. Iar la o perioadă de simt că vine peste mine ca un nor de ăsta de descărcare și de corectare. Pentru că au început evenimentele în jurul vârstei de 36 de ani. Mi-a ars casa ziua de bobotează. Am pierdut tot, rămăsese doar acoperișul și noi că am fost. Am ieșit în Aveți și ciorap și vrăji? în Aveți și pijama vrăji negru. pe capul vostru? Da. Cine le face? S-a blocat tocmai aici. Asta am simțit, să știți. Georgeta, mai repetă, iubita, că ai fost blocată. După ce te întreba Marius de vrăji, tu te-ai blocat. Da, am spus că simt că asta este. Simt că este un blestem pe neamul mamei și ceva necurat de pe neamul mamei. Și acum n-am îndrăznit să vă spun, dar acum când m-am oprit în septembrie, despre asta a fost vorba. Lucruri necurate și aici în curte multe. Și în decursul acestor 40 de zile, deci vreau să vă spun că cam după a noua zi am început să primesc îndrumări despre locurile unde erau puse anumite lucruri necurate aici în curte și în casă și le-am descoperit. Apa, Dar n-am deci îndrăznit să vrăji, vorbesc. vrăji blesteme. Da, domnul Marius. Dar să știi că ele nu sunt active dacă nu le iei în seamă. Da. Dar ele au o coincidență cu gândurile tale negative, cu etichete negative. Dacă pui etichete negative, se activează. Asta mi-a spus vocea pe care o aud chiar acum, în astea 40 de zile. Deci asta. N-am îndrăznit să vorbesc despre asta. Asta a fost. De ce bine că pleci de acolo? Care e problema? Dar nu, știți ce m-a speriat? M-a speriat că eram în imposibilitatea de a mă achita undeva în momentul ăla. Acum, cum vrea Dumnezeu. Acum poți, da? Da. Pot, domnul Marius. Foarte bine. Să nu-ți fie teamă că toate încercările astea din timpul vieții sunt pentru înălțarea noastră. Deci tot Da, ceea domnul ce Marius. considerăm noi că este un rău e de fapt un mare bine. Te stimulează să lupți, să îți dezvoltă calitățile interioare, nu? Răbdare, curaj, înțelegere, înțelepciune, îngăduință. Te dezvoltă. Da, așa Deci este. nu e un lucru rău ce ți se întâmplă întotdeauna și cu băiatul la fel. Nu te face să lupți pentru el, să te dorești toată viața și asta este. Și când Dumnezeu va vedea la tine această hotărâre fermă, toată viața să te ferici de etichetele astea negative și de definițiile negative. Să nu zici că ceva este rău, că nu există rău. Din contră, trebuie să vezi cu ce mă ajută răul acesta. Ce bine mi-aduce răul acesta care vine din față. Mă dă afară. Păi înseamnă că scap și de toate nebunile de acolo puse și pe de altă parte e un nou început. Nu? Da. O nouă viață, o iei de la capăt și asta este frumos. O nouă primăvară. Da. Iuliana, cum este? La tine în univers ce este? Da. Eu mă gândeam la Georgeta că are un mare potențial, că ea s-a apucat de postul de 40 de zile fără nicio pregătire.
pur și simplu a luat hotărârea și a ținut 40 de zile. Mie mi se pare formidabil. Voință are, da. Da, Te uite la da. calitățile tale, nu te uita la defecte. Da. Ai fost afectată că ți-a arătat exact momentele în care nu ai fost iubire. Ei, și ce dacă? Că Dumnezeu este și neiubire, adică trebuie să fii îngăduitor și cu tine. Deci, prin tine Dumnezeu se manifestă și prin neiubire. Și ce? Problema este să nu absolutizezi iubirea. Că dacă o absolutizezi, uite, crezi neiubire. Deci, Dumnezeu, deci nu este adevărată iubire, este plus și minus la un loc. Când zici că absolutizezi un bine, aia nu e iubire. Că îți va crea inversul și nu vei putea să iubești pe invers. Iubirea este când iubești inversul. Când iubești păcatul, păcătosul. Când nu ți se pare ceva deosebit, ci că Dumnezeu a luat un rol și vrea să ne ajute să ne arate ce este noi și ce să schimbăm la noi. Da? Și totul este spre dezvoltarea noastră, nu-i nimic spre rău. Nu există. Deci nu, nici să plângi nu ai motiv. Ai motiv doar să te bucuri că, uite, tot timpul Dumnezeu te ține în priză, viața ta este tot timpul vie, da? Sunt mereu, descoperi lucruri noi, te dezvolți. Uite, ți-a exersat capacitatea de a rezista. Cine rezistă să stea 40 de zile? Cum a fost? Hai, ne povestește-ne. Primele, cât timp a fost o rezistență la tine? 3 zile? Cum a fost? Domnul Marius, mi-a fost ușor din prima zi, deci nu, eu am mai încercat să țin și altă dată. Am ținut cel mai mult 7 zile. Dar țineam o dată pe an în postul mare de Cum Paște. ieșai, cum ieșai din post? Când țineam 7 zile? 7, cât țineai? Cu sucuri. Așa ieșeam. După aceea beam sucuri de fructe. Sucuri sau ciorbe din acelea pasate? Nu, suc. Suc. Numai suc. Da. Dar v-am spus, țineam o zi, am ținut regulat mai mult timp. Și după aceea, în urmă cu 2 ani, am ținut câte o săptămână în postul mare. Dar acum, v-am spus, am fost îndrumată și am simțit că trebuie să mă opresc și să țin și am început pe 1 septembrie fără nicio pregătire, chiar în ultima vreme, să știți că nici nu mai, adică nu mai ținusem cum țineam eu de obicei câte o zi de post cu apă. Avusesem o perioadă în care am avut, nu, e adevărat, nu mâncam carne, dar nu mai țineam așa câte o zi pe săptămână și atunci am primit îndrumarea, m-am oprit și am ținut. Nu mi-a fost greu absolut deloc, absolut deloc din punct de vedere al să-mi fie foame sau ceva. Dar în schimb am avut multe gânduri și o luptă cu gândurile, vise foarte agitate și la un moment dat mesajele le primeam prin vis. Dar după primele 7 zile, atunci a început să, între ziua 7 și ziua 18, am avut cele mai mari tulburări. Atunci am, parcă era o luptă între bine și rău în mine. Ai văzut ființe întunecate? Am avut în 2 nopți atacuri. Eu de obicei nu am avut niciodată coșmaruri sau auzeam de la prieteni. Ai Nu știu, văzut înțeleg. real ființe întunecate? Nu, într-una dintre nopți am simțit 4 țigănci care mi-au băgat câte un cuțit în mine, dar l-am simțit Deci efectiv ai blesteme și vrăji. Uite, da, am. indiferent de casă, tu deja le aveai. Da. Mama ta cum era? Domnul Marius, nu o cunosc. Aveam 2 ani și 8 luni și nu o cunosc deloc, decât așa din poveștile unei mătuși. Am înțeles. Dar a murit când avea 27 de ani, deci cred că cumva a fost tot așa, moștenire de pe neamul bunicii, ceva, că Da. i-a mai murit un frate la 7 luni. Deci mama a fost a doua care a murit. Da, deci drame. Și de ce trebuie să Da. faci tu? Tu nu ai voie să îți permiți să faci deci un joc al mulțumirii, un fel de exigență față de tine. Nu ai voie să pui etichete negative și să dai definiții rele.
la nimic. Altfel nu se poate ridica aceste blesteme. Deci tu ești obligată față de alți oameni să nu gândești decât încurajator. Adică să-L vezi pe Dumnezeu în orice lucru care aparent, prima dată, primul impuls, este să zici, vai de mine, uite ce rău mi se întâmplă. Nu. Trebuie să te gândești în fiecare lucru rău, să aduci circunstanțe atenuante. Că de ce e bine? Că de ce e bine că s-a întâmplat chestia asta cu băiatul? Ce câștig eu de aici? O dăruire de sine absolută, toată viața. Indiferent ce se întâmplă, tu te dăruiești. Și când Dumnezeu vede această hotărâre a ta fermă, definitivă pentru toată viața, va ridica și la băiat, îți va ridica și în soartă și să știi și programele din spate și blestemele și toată uraia și vrăjile. Toate se șterg. Ține de hotărârea ta de a vedea peste tot numai totul este un lucru bun, de folos pentru noi, pentru sufletul nostru. Să nu mai vezi rău. Să nu mai zici că e ceva rău. Că nu există. Deci trebuie să te perfecționezi înțelegerea că toate sunt divinul. Nu este ceva în lumea asta care să nu fie el. Că vine sub o formă negativă, este ca să ne perfecționeze calitățile. Păi, gândește, dacă nu era băiatul așa, sacrificiul acesta al lui, tu nu puteai să înlături din consecințele vrăjilor sau, înțelegi, nu puteai să înfrunți postul acesta, nu puteai să, nu știu, toate greutățile astea ale vieții să le depășești. N-aveai cum. Deci greutățile te perfecționează, nu sunt greutăți. Necazurile nu sunt necazuri, sunt binecuvântări. Deci trebuie mereu să te gândești ce mi-aduce, ce mă dezvoltă, cum mă dezvoltă necazul respectiv, că nu e necaz. Ego-ul zice că e necaz. Deci este și un eu acolo foarte puternic. Este o formă de eu, de diavol. Adică un eu cu conștiință de diavol. Deci, tu trebuie să transformi toate experiențele vieții care sunt aparent nefericite într-o victorie, să înțelegi că e un bine, să acorzi circunstanțe atenuante mereu. Până când ți se pare evident că omul acela nu ți-a făcut rău, că situația nu este nefericită, că ce se întâmplă cu băiatul nu este un lucru rău. Da. Deci, oricum, n-ai niciun control. Dar ai totuși un control. Controlul este starea ta interioară. Deci, atâta timp cât starea ta interioară este de încurajare, indiferent ce se întâmplă, eu îl voi susține și îl voi ajuta tot timpul. Dacă Dumnezeu vede această stare îl alimentează pe el, că deschide poarta cerului, îl alimentează pe el cu energie subtilă, plus că înseamnă și prezența lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este prezent cu noi când noi nu ne apărăm și nu ne luptăm. Este imediat prezent. Și orice activitate în asta în folosul oamenilor este cea care te întărește, îți dă voioșie, îți dă bucurie de viață, încredere și mulțumire. Asta îți trebuie să Că se vede și din voce că ești devitalizată și nu e. Deci principala problemă la tine este că ești înfrântă de vezi atâta rău în jur și atâta nefericire și crezi că biserica ți-a zis că ești păcătoasă și că lucrurile nu sunt bune și nu e adevărat. Să vezi în toate lucrurile care ți se par rele, să vezi o mare binecuvântare. Asta e specific la tine. În general este pentru toată lumea, dar la tine asta se vede foarte evident. Deci ești obligată să gândești numai încurajator și să transformi orice rău într-un mare bine și să ai argumente. Că dacă nu ai argumente, nu transformi. Și programele alea de vrăji și de blestem nu se ridică. Trebuie să ai argumente. Adică argumentele să fie de mai multe feluri, deci te duci în argumentație și cauți explicații că de ce este bine, până când ți se pare evident că este bine. Când ți s-a părut evident, să aștepți programul acela și omul acela își poate reveni. Dar depinde de tine. Deci să scoți pe băiat din starea respectivă depinde de tine. Să ieși din soarta aceasta nefericită depinde de tine. De cât de multă încrederea în Dumnezeu, adică cât de multă bucurie de viață, ce înseamnă pe Dumnezeu, te să-L vezi peste tot. Să vezi că totul este spre ajutor. N-ai voie să zici că ceva e rău. Când ai zis că ceva este rău, ai început să destrame viața. Și a ta și a celor din jur. Nu este nimic rău în lume. Este totul spre dezvoltarea noastră. Toți oamenii, chiar dacă aparent că ne aduc pierderi,
De fapt, ne ajută. Pierderea respectivă este moment și vine de la Dumnezeu. Să înțelegi că vine de la Dumnezeu și nu poate să facă ceva rău. Trebuie doar noi să ne gândim ce bine ne aduce această pierdere sau această situație nefericită. Că nu este nicio situație nefericită. Toate nefericirile sunt, de fapt, fericiri. Sunt ajutoare de sus de neprețuit. Toți oamenii te ajută să te perfecționezi. Că trebuie să fie așa. Adică tu ai nevoie de aceste neîmpliniri, această nefericire, ca să te desprindă de credințele acestea că este rău în lume, că uite cum sunt oamenii, că vine de la biserică, a fost accelerată. Și viața ta pe care ai avut-o, o viață de lipsuri și aparent de nefericire, nimeni nu te-a învățat, măi, caută în fiecare rău binele care e acolo. Și argumentează-l, că dacă nu argumentezi, nu se stinge. Programele rămân în continuare și merg mai departe prin copii. Și prin tine după aceea în altă viață. Deci nu se poate. Trebuie tu aici să învingi aceste programe, atât trebuie. Să nu vezi nimic ca negativ, să fii tot timpul optimistă, să fii tonică, să încurajezi oamenii. Interesant este că putem să ne dezvoltăm pe noi în măsura în care îi ajuți pe ceilalți. Deci în măsura în care îi încurajezi pe ceilalți, că uite, sunt de... Deci ar fi interesant să ai o slujbă în care să ai oameni în situații dificile. Da? În stadiu terminal, fără speranță, pentru că ajutându-i pe ei, de fapt te ajungi pe tine. Lupta pe care o faci ca să-i convingi că, uite, viața este frumoasă, merită să fie trăită. Ai căzut aici, dar necazurile care vin sunt pentru că le-ai numit că sunt rele. Atât trebuie omul să facă ca să schimbe soarta și viața, el trebuie să nu numească nimica că e rău, că nu se poate. Fiind totul divinul, deci nu poți. Vine pe definiția mea că este rău. Și după aceea devine rău. Deci dacă scot definițiile, se schimbă soarta, se schimbă viața, se schimbă băiatul, se schimbă totul. Apar oportunități în viață și este la îndemână, este simplu, simplu de înțeles. Nu? Să nu-ți permiți, tu ești obligată față de alții care au alte teme, tu ești obligată să nu vezi niciun rău în lume. Păi e bine. Da. Iuliana, cum este? Biserica asta ne-a făcut să ne Vinovați. vinovați și nu mai vedem soarele din noi. Și suntem deja un nimic în ochii noștri. Da, ne-au distrus, ne-au luat vitalitatea, coții de frumusețe și de iubire și de dumnezeire. Ăștia sunt. Păi tu uiți la oameni când se duc la biserică, sunt așa amărâți de tot. Care? Că Dumnezeu e bucurie. Acolo când eram sus la prag, ce să, puteam să fie o trist? Adică ce legătură are omul așa trist, așa că e păcătos și când ajunge sus, dacă ar ajunge sus la prag, ar vedea că acolo e bucurie. Dacă să poți să atingi bucuria aceasta, trebuie să fie jos de tot. Adică să nu te duci în sus. Adică să te dăruiești tot timpul tuturor, fără pretenții, fără așteptări. Sunt neașteptări. În momentul în care te uiți pe tine total, atunci vine Divinul. Este momentul în care Divinul ți-a luat locul și începe el să schimbe situația în viață. Deci trebuie să mă dăruiesc celorlalți de dimineața până seara, atât de mult încât să nu mai contez. Să uit de mine. Când a uitat de tine, a intrat el. Și nu este un lucru, e de bun simț. Dogmaticii nu trebuie să se supere. Se pot duce în continuare la dogmele lor, dar acolo vor suferi, pentru că dogma îți ia din vitalitate. Îți ia bucuria, adică responsabilitatea schimbării vieții tale. Omul se duce și face dogmă ca să nu renunțe la bunăstarea lui și să nu renunțe la fericirile lui. Și să nu slujească oamenii. De pentru asta se duce acolo, pentru că adevărata închinare la Dumnezeu este prin faptă, prin slujire aproapelui. Indiferent cine vine din față, tu să-l slujești. Cu drag. Și atunci slujirea respectivă este chiar Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. N-ai nevoie să te rogi ca să ajungi la slujire. Slujești de la început și nu te mai rogi. Când de-aia ei nu spun lucrurile acestea, că dacă la spune, ai găsit bucuria vieții. Prin dăruirea ta, prin munca ta, când nu mai ai niciun fel de pretenții și nicio așteptări, e cea mai mare bucurie posibilă. Pentru că înțelegi că cel din fața ta este chiar Dumnezeu și tu ești una cu El. Când nu te mai preocupi de tine, ești una cu Dumnezeu. Da, și trebuie să faci o activitate, dar și chiar la serviciu acesta unde ești. Acum nu este nicio problemă. Te dărui serviciului maxim și te oferi. Te oferi. Sari în ajutorul unuia, altuia. Te duci, speli WC-ul,
Cum făcea colega Da. noastră, Gabriela. Lucra la public, la un spital de dentist și când nu avea nimic de făcut, se ducea să spăla toate veciorile din spital. A vopsit pereții, au dat florii la săpa pământul. Deci, să te oferi. Fără Da. rușine. Dar dacă vezi o lipsă undeva, te duci și o corectezi, să o înlături. Și asta îți va da bucurie de viață, îți va da mulțumire. Și tu ai nevoie de mulțumirea aceasta. Da. Da. E greu? Inclusiv la situația asta cu fiul, să dai jos eticheta aia de rău. Să nu vezi ca și când ești vinovată că el se întâmplă ce se întâmplă. Vezi doar o binecuvântare, că te ajută Dar să te îți împrumuți arată pe totuși tine. că nu e suficient de tonică, nu, încă nu te bucuri de viață. Asta, pentru că nemulțumirea lui de viață, că asta înseamnă, omul ia drogul când e nemulțumit de viață. E nemulțumirea Da. ta. Faptul că tu ai văzut rău peste tot. Da. N-ai ce să rău să... Te mai rău să vezi, să aduci argumente că e foarte bine ce se întâmplă și de ce este bine. Fără argumentele acelea nu poți să ștergi programele autodestructive din spate. Și mai ales că tu ai vrăji acolo, tu ai blesteme. Da. Trebuie să le învingi. Adică, întotdeauna, ca să poți să ștergi programele astea, ai nevoie de mai multă iubire. Mai multă dăruire. Întotdeauna programele destructive se șterg prin mai multă sacrificiu de sine. Mai multă dragoste. Mai multă îngăduință, mai multă înțelegere. Da? Până ajungi Da. la un univers, pe exemplu, în care nu o să vezi nimic rău, oricum, te duci și îl slujești pe băiat, indiferent de greutăți, și asta este, de fapt, oamenii sunt în jurul nostru ca să ne îndumnezească. Băiatul, situația de viață, ceilalți colegi, toată lumea, lucrează la noi corector și ne șlefuiesc ca un diamant. Deci ei sunt pentru noi, ca să scoată iubirea din noi. În momentul în care tu ai fi văzut iubire peste tot, nu? Și ai fi dăruit tot timpul, nu era nevoie să ajungă situația asta. Înțelegi? Da. Deci trebuie, altă soluție n-ai decât să vezi pe Dumnezeu peste tot, să vezi că totul este ziditor în viață, că totul te dezvoltă, nu e nimic rău niciunde și să aduci argumente de ce nu e rău, ca să se șteargă programele la care nu se șterg altfel. Fără argumentare nu se șterg. Deci trebuie să aduci circunstanțe atenuante la tot. Când cineva zice, dar și când treci pe lângă cineva și zice, vai ce urât este în viață, uite ce sufer. Tu imediat, chiar dacă nu poți să intervii în discuția respectivă, tu în capul tău mereu trebuie să zici, nu există niciun rău în viață, tot ce se întâmplă ne ajută să ne dezvoltăm și ne facem bine. Când vezi rău în mare bine, sau șterzi programele. Nu mai așa se poate șterge. Să vezi, să transform rău într-un mare bine. Și când vezi totul că este bine, toată lumea intră în armonie de la sine pentru că e armonie în tine. Când este. Deci ei nu se pot schimba. Poți să le dai medicamente să facă orice. Nu se pot schimba. Dacă nu e armonie în tine, nu se poate. Pentru că ei transmis dezarmonie tot timpul. Deci tu trebuie să înțelegi că toate greutățile pe care ai trecut în viață, de fapt au dezvoltat, te-au întărit, uite, ți-au dat puterea de a ține 40 de zile. Cine poate să facă asta? Ți-a dat puterea să fii îngăduitoare în situații extreme, înțelegătoare. Da? Să duci atâta greutăți. Păi foarte bine. Nimica nu e rău. Trebuie mereu să arăți că de ce nu este rău. Nimic nu există care să fie rău. Nu așa, Iuliana? Așa este. Ca femeie eu înțeleg, ca mamă înțeleg. N-am cum să chiar să mă detașez total, nu, încă nu sunt la nivelul ăla, dar eu văd în ea așa un mare, mare potențial. Mi se pare că are o forță incredibilă și că a făcut lucruri pe care nici nu știa de învățături și le-a făcut instinctiv. Deci ai o bogăție în tine acolo, niște daruri. Numai că trebuie să ai încredere în tine, să-ți dai încredere, să-ți dai credit. Creditul ăla care ți l-a luat biserica. Și să înțelegem că nu ne va salva nimeni decât noi și că stă în noi puterea asta să ne salvăm. Da, să recunoști acele aturi pe care le ai, să le vezi, Da. să le numești. Uite, ăsta este un atu al meu, pe ăsta mă voi baza. Și Da. să le iei în seamă, să-l pui înaintea, ca să rezolvi situația de viață cu acele aturi. Adică să înțelegi că nu ești absolută, fără niciun fel de neputincioasă. Nu, e din Da. contră. Ai atât de multe calități, dar nu le-ai văzut, nu le știi, nu le-ai numit, trebuie să le numești.
Iau hârtie și scrie, uite, calitățile astea sunt ale mele. E adevărat că biserica ne-a îndreptat să ne vedem negativ, să ne punem tot mereu, numai bube pe noi și să arătăm către bubele alea tot mereu, ca să nu putem să vedem altceva. Ne-a Poate că omorât avem o sufletul. singură bubă, dar de buba aia nu mai vedeam nimic. Ne-a omorât sufletul la nenorocire. Da. Noroc că oamenii au înțeles, viața le-a dat alte semne, da? Și noroc că nu mai sunt atât de mulți care merg la biserică. Foarte, foarte puțin mai merg la biserică. Se distrug mănăstirile, au introdus marmură și gresie și termopane, le-a făcut praf. Nu mai au. Am văzut la Săpânța Peri, deci un complex mănăstiresc în care ar putea să locuiască 300 sau 500 de măicuțe. Și nu sunt decât 5. Cifra asta, 5. Iar Deci e la un Sâmbăta de loc sus, tot bântuit, 5. Marius. Poate putem Păi zice că e un loc bântuit. da. Da. E trist, este mort, a murit. E ca un oraș gol. Da. Pentru că nu asta este direcția. Mănăstirea e minunată, uite, să faci discuții din acestea, să faci dezbateri, dar să nu bagi pe om în dogma respectivă să respecte regulile, nu știu ce, că îl înnebunești. Uite că, spre exemplu, Bogdan se ducea în vacanțe, se ducea la un schit și participa la munca de obște din mănăstire. Dar când se uita din afară la ce se întâmpla acolo, îi vedea dogmatici. O dogmă care era combinată cu satisfacerea plăcerilor. Deci nu și refuzau plăcerile. Adică acolo când se mânca, se mânca, se distrau, beau și mai departe. Nu și refuzau nicio plăcere. Deci nu era de fapt, nu era apropiat de Dumnezeu, era îndepărtat de Dumnezeu. Nu mai apropiat sunt cei care sunt în afară de divin. Cei care muncesc într-o fabrică și mai departe. Am întâlnit odată un călugăr de la Sicăstria, venind la mine acasă, era simpatic, semăna cu creangă, era gras și hâtru, tot timpul glumea și spunea povești. Și mi-a zis că el a fost, inițial a lucrat într-o fabrică de mobilă și nu i-a plăcut munca, a recunoscut. Și m-am dus la mănăstire crezând că scap de muncă. Și acolo Părintele Cleopa i-a pus la muncă și a zis, nu i-a convenit. Și s-a dus la Schitul Sihla, undeva mai sus, da? Dar fugind de muncă, că munca i-a dat-o Dumnezeu ca să poată să-i curețe sufletul, fugind de muncă s-a trezit cu toate bolile de pe lume. Avea diabet, atac de cord, toate bolile de pe lume. Lua medicamente cu pomii. Până la urmă a murit. Deci nu e. Noi credem că e o glumă chestia asta, că fugim de muncă, că fiecare, dar munca este cea care te nobilează. Da, și îți curăță sufletul. E una dintre metodele cele mai ușoare. Și când ești sluga tuturor, slujitorul tuturor. Când uiți de tine, ai intrat în divin. Ăla e momentul. Dorirea să fie totală. Să n-ai așteptări și să nu vrei nimic de la nimeni. Și atunci ești una cu divinul. Sufletul nu are nicio așteptare. El este supus, el este ca un prost, nu știe decât să dorească. Nu are nevoie să fie iubit. Nu are nevoie să primească nimic. Și din cauza asta primește totul. Fără măcar să ceară. Deci cu cât dorești mai mult, iubirea ta crește. Și atunci prezența lui Dumnezeu crește. Deci asta este puterea sufletului și a iubirii și a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și permite, la fel ca inima, la fel ca soarele, ca aerul, nimeni, niciun element din acesta fundamental, nu-și permite să se oprească, să se relaxeze, să doarmă, să se liniștească. Nu. Zi și noapte continuu se oferă. Totul se oferă pe sine. Se sacrifică pe sine. Soarele tot timpul luminează, tot timpul. Inima tot timpul bate. Da? Ficatul, toți, nu doarme niciunul. Da? Deci dăruirea este absolută. Asta înseamnă iubire. Ar trebui să fim recunoscători și să fim încântați că avem un Dumnezeu așa de frumos și că iubirea este la baza tot ceea ce există. Ar trebui să fim, să-L slăvim tot timpul. Așa îmi gândesc, am văzut filmul acela Sfântul sau Picat din cer cu Eddie Murphy. Făcea 10 pași, a plecat în genunchi și se ruta pământul. Cam ăsta este nivelul la care trebuie să ajungem noi. Adică să vedem, să fim pătrunși că El este peste tot. Uite, tot ce este are margine. Ai o cană, ai un pat, ai un scaun, tot ce are margine e pătruns de divinitate. Chiar dacă este obiect, este pătruns de că e cineva care le ține pe toate la oaltă.
Atomii aceia îi ține la oaltă să nu se răspândească. Deci dacă Dumnezeu se oprește și zice, gata, acum mă odihnesc, totul se transformă în neant, în vid. Totul, instantaneu, vid. Se pulverizează aer, devenim cu toții. Deci datorăm totul și nu știm. Că ar trebui să avem o viață de recunoștință. Abia aștept să facem transcript, să fac transcript după aceste discuții religioase, pentru că sunt pasaje acolo de o frumusețe incredibile și abia aștept să le pun acolo. Noi avem comentariile care sunt acolo, dar o să pun pasajele acelea de odă sau de slavă adusă lui Dumnezeu, că tu ești fulger, tu ești tunet, tu ești ploaia, tu ești tot ceea ce există, tu pătrunzi totul. Sunt excepționale, de frumusețe deosebită. Și norocul nostru a fost că am început și nu am început cu altceva, cu Biblia. Mie acum mi se pare că față de Biblia asta nu mai înseamnă nimic așa de frumos. Chiar și cu Noul Testament, că am făcut acolo arheologie și scoteam câte o propoziție și da, ce ne bucuram că este o propoziție normală, că toate de acolo erau de... Iarăși după aceea, deci după ce punea propoziția normală, următorul paragraf nu mai era normal. Și nu înțelegeam, păi stai puțin că ai spus că Dumnezeu ne deține și deodată îl faci vrăjmaș. Păi dacă el pătrunde totul după aceea, îl faci vrăjmaș, nu se poate. Și vrei să-i scoți dinții. Dar trebuie să trecem și pe asta. Probabil că asta este nivelul nostru, să știi, al omenirii. Noi credem că avem dușman, luptăm. Asta e nivelul nostru de spiritualitate. Când noi zicem, a, oamenii au crescut în spiritualitate, aiurea. Dacă cauți, nu găsești unul. Într-o mie. Într-un milion. Nu găsești. Deci omul este înclinat spre materie, este, funcționează ca o ființă întunecată și rare ori, uneori, când primește o durere de aia de nu mai poate și nu are nici fel de șansă, acolo, atunci se întoarce la divin. Dar nu știe cum să se întoarcă. Nu știe că trebuie să nu vadă niciun rău în lume, că dacă nu, dacă vede rău în lume, Dumnezeu nu e cu tine. Asta este pericolul cel mare. N-ai voie vreodată, tu ești mai mult decât oricine altcineva. N-ai voie să vezi ceva rău. Să fie infinit de îngăduitare. Și acolo e Dumnezeu, și da, și acolo, și acolo este. Nu e nimic rău. Să ai atât de multe explicații, circumstanțe atenuante, încât să-i fie frică diavolului să mai zică că ceva rău. Da? Și atunci se schimbă soarta și la băiat, se schimbă în viața ta, în viitorul tău, al lui, totul se schimbă. Există speranță în fiecare clip. Mai ales că ai ajuns aici și acum știi aceste lucruri. Că e dificil, școala iubirii nu e ce se zice în celelalte cursuri de spiritualitate. Acolo se întărește orgoliu, ego. Da, aici se distruge ego. Aici e distrus. Aici Nu e cu are nicio durere. soluție. E aici cu durere. Și oamenii sunt cu durere. Aici vezi că e cu spălat cu apă rece, că nu ne place, nu? Da. E cu mers pe jos, e cu să nu mănânci Mie plăcinta. îmi place. N-avem anestezie aici. Aici avem timp. Interesant. Iuliana, cum vezi tu lucrurile? Da. Totul e un joc, e o provocare, dar e bine și așa, și dacă simțim că să plângem, e Da. bine și să Și plângem, dacă că nu murim, e nicio rău. problemă. Și dacă murim, nicio problemă. Murim și gata. Ne ducem în iadul Ilie Ceară, vedem noi acolo. Ne distrăm și acolo, Da. dacă mai putem. Da. Sunt 9 Încerc. milioane, deci eu am prins doar așa, cred că sunt mult mai multe, 9 milioane de mărturii despre lumea de dincolo, la nivel mondial, înscrise undeva, în site-uri, în catastife și mai departe. 9 milioane, pe ce înseamnă 9 milioane? Păi dacă le-ai studia, ai vedea acolo că este o realitate, lumea de dincolo e realitate, că iadul ăsta există, da? Că nu există moarte, că viața continuă mai departe. Aia. Georgeta, cum este? Ai înțeles esența la tine? Trebuie să nu vezi rău niciunde. Cred că rugăciunile mele au fost ascultate și așa am reușit să ajung să înțeleg Lasă învățăturile rugăciunele, dumneavoastră. că nu... Suferința te-a ajutat, nu Suferința te ajută, nu rugăciunea. rugăciunea. Postul ăla, învingerea te-ai învins limitele. Asta te-a ajutat. Și uite, în post, de aia mai povestește și nouă de post.
Cât timp ți-a fost foame în el? Nu mi-a fost foame deloc. Deloc? Deloc, deloc. Și erai devitalizată, erai obosită? Vreau să vă spun că am avut o energie tot timpul. Eram foarte energică și am fost surprinsă. V-am spus, cele mai grele zile au fost între a 7-a și a 18-a. Atunci am avut stările astea cu visele și coșmarurile, Lumea mesajele. lui Cioara, am înțeles că ai fost, nu? Cum e acolo? Pe coșmarul ăla, acolo sunt. Cum e pe acolo? Povestește-ne. Întunecat, da? Oameni triși, mârnire, mânie, ca în Anglia. Ah, zic că m-am prins mai greu. Da, zine de visele alea. Ai zis că ai avut două coșmaruri. Cum au fost? Deci, unul v-am povestit că efectiv am fost înjunghiată și am simțit și dimineață durerea fizic. Și în altă noapte simțeam cum mă bagă tot așa un cuțit și toată îmi despică pieptul. Și am avut niște înțepături așa peste tot Deci ai pe fost în corp. lumea lui Vecioară, asta este clar. Ce s-a întâmplat? Ce Da. s-a întâmplat în spațiul acela astral? Da? A fost real? A avut corespondența și simțit în viața de aici, nu? Ai simțit înțepăturile? Da. Așa. Dar fii atent o chestie. Ca să poți să le ai acolo, trebuie să le fi făcut tu. Ce? Să te gândești ce atacuri ai făcut tu asupra oamenilor. Tu când te superi, cum faci? Faci scandal? Nu, știți ce fac? Eu cu gândul, mă închid și gândesc gândurile cu gândurile. Deci gânduri negative sau de neputință, de acuzație, de învinuire? Deci, da, când. Că îl arunci vina în afară. Păi Da. asta înseamnă, faptul că ai fost înjunghiată înseamnă că tu ai înjunghiat. Da. Da? Adică atât de puternic a fost atacul tău asupra cuiva sau oamenilor, încât uite ce s-a întâmplat. Ai fost atacată. Deci noi, în lumea lui Ilie Cioară, trăim ceea ce le-am făcut noi altora. Înțelegi? Și nu există Da. scăpare. Până nu le șterge pe toate, nu se oprește. Auziți și într-adevăr că, vedeți, au fost patru țigănci, dar eram, a fost din copilă, eram mică, copilă eram în vis și undeva acolo la casa unde am crescut în copilărie, acolo mi s-a întâmplat. Bun. Și Întrebare. vreau să vă spun că, într-adevăr, eu aveam o judecată mare vis-a-vis de țigani. Ei, vezi, te-au atacat țigane că i-ai atacat întâi. Da. E foarte periculos că te atacă real după aceea. Când pleci de aici, lumea de dincolo te atacă real și te atacă până când nu se mai vezi rău în ciuri. Da. Adică repetat, în mod repetat. Nu scap de atac și crește în intensitate. E o nebunie acolo. Să nu ajungi acolo că e groaznic. Oamenii cred că e o glumă și își bat joc și râd, știi? Dar o să vadă aici ce se întâmplă. Ce vreau să zic? Am și uitat. Ai zis o întrebare. Vei o Da, o întrebare întrebare. și am uitat întrebarea. Vedem cum va fi. Uite să ne spune acum că i-a zis că iar este într-o pasă cu gânduri și că nu poate să-și O oprească clipă mi-am gândurile. amintit întrebările. Ah, ok. Dacă au fost și alte evenimente în afară extrasenzoriale, adică se deschideau ușile, se închideau ușile, geamurile se spăgeau. Domnul Marius, ceva foarte straniu, mi-au apărut în casă, din senin, niște poze cu bunicii materni care nu existau la mine în casă. Extraordinar. Materializare. Vezi ce Și forțe am mai imense avut avem noi? și alte evenimente, dar tot așa, m-am temut să povestesc ca să nu spună cineva că mi-a luat o minte Nu-i nimic, razna. hai spune-le ce alte Deci, evenimente.
Nu v-au prea bine. Spune-ne ce alte evenimente. Da. Mă simțeam tot timpul urmărită și vreau să vă spun că apăruseră în spatele meu niște urme ca de folie de plastic, ca și cum sunt ce-ți dă la dentist, la doctor, să pui în picioare așa. Și erau în spatele meu tot felul de urme din astea. Și s-a mai întâmplat ceva, cam 3 săptămâni, au fost pe jos în curte aici, tot felul de pene și de pufi din ăștia. Astea sunt pentru vrăji, se fac de obicei vrăji. Cu pene. Nu știi de unde a apărut. Nu v-au prea bine. Deci cu pene se fac vrăji, nu știi de unde a apărut penele. Am înțeles. Nu știi? Nu. 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 Da. Și am avut mai multe, dar nu știu, acum știți cum sunt, parcă am așa de nu pot să vă, nu Fă un mi-amintesc și nu efort, fă pot un să efort, vorbesc. fă un efort și vorbește. Nu v-am Să auzit. faci un efort să vorbești. Ce Deci, interesant, pe mine nu mă chiar. aude, pe tine te aud. Da. Parcă nu. Nu-i mai bine, dar nu-și mai aduce Da, aminte. am așa ca un. Hai, începe cu Nu. cea mai mică, începe cu cea mai mică. Au fost atât de multe, dar nu știu, parcă nu, multe am avut. Acum nu pot să am așa un gol în minte, Bine, în atunci. cap. Poate când ți-aduce aminte, când te liniștești, că probabil e agitat acum Să și le de scrii, asta. să le scrii și mi le Da, sau povestești. le înregistrezi vocal. Da, Să... îți vocal și le trimiți lui Da. Iuliana. Da. Da. Da, spune-ne Da. acum ce gânduri te chinuie, Georgeta, că ai zis că nu poți să scapi de gânduri. Ce gânduri te chinuie? Acum. Tot felul de gânduri vis-a-vis că-l pierd pe Mirel. Păi vezi, acum adu Acum acestei, se întâmplă ceva și îl pierd. scrie afirmația asta și inversează-o, spune că nu-l pierd pe el și de ce nu-l pierzi? Da. Că la tine Și este prea, ego-ul ăsta are argumente, dar sufletul nu are argumente. Sufletul nu vede rău niciunde și a nu vedea rău trebuie să fie foarte bine argumentat. Asta se întâmplă în noi, că ni se repetă tot timpul, așa, ca un metronom, ni se repetă că nu e în ordine, că nu suntem greșiți, că nu este bine ce facem și toată lumea încearcă să ne corecteze. Când, de fapt, tot ce se întâmplă e perfect în fiecare clipă. Când înțelegi că este totul perfect, te duce în neutralitate și neutralitatea înaintează divinul și el schimbă situația de viață. Fără prezența lui, deci tu nu trebuie să te zbați să-ți schimbi ceva. Și tu trebuie un singur lucru, să te duci în neutralitate, că atunci prezența lui Dumnezeu, el vine și prezența lui Dumnezeu este cea care schimbă situația. Atâta timp cât ai un neam acolo care se implică și vrea, lucrurile se vor trena. Nu se va schimba nimic. Trebuie să Da. te retragi. Să lași pe Dumnezeu. Când lași pe Dumnezeu, fie și acest gând simplu, să lași pe Dumnezeu să lucreze și îți vezi de treaba ta și te bagi în treburile respective să uiți, atunci el va înainta și va schimba situația de viață. Deci îți faci gânduri, am impresia că tu te gândești repetat, îți faci gânduri negre. Nu-i așa? Griji. Auziți, domnul Marius, a mers foarte bine cu situația cu evacuarea. Deci acolo a fost, chiar mi se schimbase starea, am fost foarte bine. În ultima săptămână de când am stat închisă cu Mirel
și am fost doar la servici și tot timpul închisă în casă aici cu el. Aici, acum am dat greș și nu n-am putut să controlez gândurile. Păi gândește-te că băiatul tău nu e al tău, e băiatul lui Dumnezeu. Organismul lui, tot ce este acolo, este a... Păi ce grijă să-ți faci? Da. Din contră, grijile tale sunt cele care înrăutățesc situația. Da. Am fost conștientă. Viteza cu care tu te desprinzi de el și nu-ți mai faci nicio grijă este viteza de vindecare a lui. Deci totul Da. depinde de tine. Să înțelegi și să vezi în toate lucrurile acestea care le-ai pus o etichetă negativă că este foarte bine. Indiferent ce se întâmplă, este bine, fie și pentru faptul că tu vei ajunge să fii îngăduitoare și înțelegătoare și uite, sunt oameni care se sacrifică pe sine, pe ei, îi sacrifică viața pentru tine. Se duc, iau gutorul și mai departe ca pe tine să te ajute, să nu vezi rău niciunde. Asta e tot înțelesul a ceea ce se întâmplă. Deci oamenii se sacrifică pentru tine ca să scoată iubirea din tine și să vii îngăduitoare, înțelegătoare la infinit. Toți oamenii doar te ajută. Și uite că intră în situații periculoase numai pentru tine. Deci nu poți să fii decât recunoscător. Și atunci faci ce te îndeamnă ei să faci. Adică să nu vezi Da. rău în lume, să nu vezi vinovați, să nu intervii, să nu vrei să corectezi pe nimeni, să lași viața așa cum este, că e suficient. Asta e și e totul. Deci în orice situație de viață, indiferent de cât de dificilă este, trebuie doar să o lași. Deci nu e nevoie să te duci să o repari, e nevoie să o lași în pace și ea se repară singură. Și într-un mod la care tu nici nu sperai, nici nu gândeai și nici nu credeai că se poate. Și te Așa și este. uimește. Deci nu lasă pe Dumnezeu ce nu-i treaba ta. Noi credem că, deci eul ăsta, noi credem că suntem un eu, dar nu, eul ăsta nici nu există. Ego-ul ăsta care crede că el trebuie să facă ceva, care lui îi se face ceva, nu îi face nimeni nimic, aici se dă o credință. Eul acesta. N-are putere, n-are realitate, trebuie doar să înțelegi că ești o ființă divină, niciodată n-ai părăsit această stare de divinitate, întotdeauna ai avut-o, numai că ăștia ți-au furat-o. Și ți-au furat-o prin împărțire, zicând că nu e bine ce faci, că nu ești în regulă, că ești păcătoasă, că uite, sunt virtuțile astea de pus pe primul plan și virtuțile au creat inversul. De ce? Este legea lui Châtelier, adică când schimbi balanța și ridici niște pretenții, trebuie să vină să ți le distrugă, că să te ducă în neutralitate. Pentru că pretențiile respective înseamnă neiubire. Da? Deci omul când pune virtuțile pe primul plan, nu mai poate să iubească pe cel care nu-i corespunde acele virtuți și Așa nu este. urăște. Și devine agresiv. Și universul, principiul fundamental al iubirii, nu poate să permită chestia asta. Și vine punctual, vine pe tine, claie peste grămadă și te lovește. Și noi zicem, vai, Doamne, uite ce rău e. Nu e rău, e egoul. Faptul că ai un eu și crezi că are o realitate, este cel care creează probleme. Fără eul acela, nu este nimeni care să sufere. Nu există suferință. Și oamenii nu pot să fie bolnavi. Și băiatul tău nu se poate îmbolnăvi. Ai un eu acolo pe care l-ai apărat prin gândurile acestea negative și absolutizarea de virtuți. Tot timpul Da. ai avut grijă de el. Nu. Totul este bine așa cum este, că trebuie să cauți o stare de indiferență. Să ajungi la o stare de indiferență, de nepăsare totală față de ce direcție ia viața și acea stare este starea de prezență a lui Dumnezeu și el schimbă toate situațiile de viață. Întotdeauna noi nu putem să schimbăm nimic ca să rezolvăm nimic. Eu în sine am văzut chestia asta. Am scris în Shangri-La cu doamna aceea cu propolisul. Când am vrut ceva să fie, mi-a aruncat facturiul. Când n-am mai vrut, a semnat. Deci trebuie să lași viața așa cum este și ea se aranjează singură. Nu e nevoie de noi absolut nimica. Nu e nevoie să iasă cum vrem noi. Da. În momentul în care îți pierzi identitatea de sine, atunci Dumnezeu va veni pe tine și îți va îndeplini orice dorință, dar face lucrul ăsta nu ca să fie ție mai bine, ci ca să te prindă, să te lege din nou și să suferi din nou. Inclusiv Dumnezeu face tot posibil ca să fie cât mai mare rău posibil. La fel și îngerul, la fel și sufletul nostru, la fel și ego-ul. Fiecare cu interesul lui, ego-ul ca să supraviețuiască, dar nu duce până la capăt suferința, ca să mai existe. Sufletul se bucură pentru orice pierdere pe care o are ego, nu? Dramă personală. Sufletul se bucură, este liberare. Gândește-te că situația asta care pare critică, pentru suflet e o eliberare. Deci are alt sistem, gândește altfel, gândește pe dos.
Da. Noi vorbeam într-un episod, într-un binar, că sufletul bea șampanie când ego-ul se tăvălește pe jos. Dar eu mă gândeam acum cât de în serios te iei tu pe tine, Georgeta. Poate te iei și prea în serios. Te mai lași așa să mai fii așa mai... Femeile se cam iau în serios, să iau și cum se îmbracă, să fie puse așa la trei ace, cum se zice, să nu... Trebuie să fim un pic așa, să învățăm și noi să fim un pic mai șleampăte, nu știu cum să zic, să fim așa, mai cu capul nori, mai... Să ne luăm un pic așa, mai... Nu prea în serios. Să ne permitem să, dacă ne vine să zâmbim, să râdem, să râdem, să... Avem o frică, am descoperit, Marius, avem o frică noi femeile de a fi penibile. Aoleu, să fac numai ce trebuie, să nu, că ce zice lumea, că ce zice... Și trebuie să ne dăm voie un pic așa. Uite, tu lucrezi cu public la benzinărie acolo. Da. Fă și tu ceva așa, să fii mai... Să ieși în evidență mai haioasă, Am știi? spus să duci să speli veciorile în locul femei de servici. Da. Îmi faci ceva care ți se pare greu. Da. Uzi florile de acolo, nu știu. Citești Deci, cartea. cumva, angajarea aici la serviciu ăsta a coincis cu când v-am regăsit pe dumneavoastră și a început să lucreze în mine învățăturile dumneavoastră. Și Cum adică să m-a lucreze în ajutat tine? foarte mult pentru că chiar am aplicat tot ce spuneți dumneavoastră acolo și m-a ridicat, m-a scos cumva din starea în care eram. Mi-a fost de ajutor. Deci așa fac, mă ofer, mă duc și spăl WC-ul cu mare drag. Fac tot ce pot acolo, chiar cu bucurie. Și vine voioșia? Voioșia vine? Acolo să știți că mi-a fost mult mai bine decât când eram acasă. Dar știți ce? Mă întrebam eu altă dată, efectiv, Dumnezeu mi-a scos în cale persoanele pe care să le slujesc. Deci nu am căutat sau au venit acele bătrânele și au apărut în viața mea, Dumnezeu le-a scos, nu le-am căutat eu. Și acum m-am tot gândit că nu a mai apărut nimeni. Păi dacă ai ajuns în Deci, nu echilibru, nu mai... știu, să caut, Nu, să dacă ai ajuns în caut eu echilibru, nu... să... nu microfonul meu nu se aude, cred. Eu te aud bine, eu te aud bine, văd că nici pe mine nu mă aude foarte bine, o fi telefonul Auziți, ei... să știți că nu v-au pe niciunul, de parcă a fost ceva care la un moment dat mi-a... Uite, uiți la telefon, nu cumva ai apăsat din greșeală pe M-am volumul... uitat și la sonor, deci cred că de vreo 20 de minute nu vă aud foarte, foarte slab. M-am uitat, Foarte e la maxim interesant. sonorul. Fenomene paranormale sunt aici în casă. Da. E ceva ce o blochează, probabil să audă sau de ce, Marius? Așa am simțit. Nu Și accept vă ceva. spun sincer că când m-ați întrebat să povestesc, deci parcă ceva mi-a șters toate gândurile. Ce chestie? Și știți, am mai pățit așa când am vrut să lucrez pe exercițiile care mi le-a dat Iuliana. Tot așa, parcă mi Jocul se pune mulțumirii. ceva și nu pot să lucrez. Nu te Asta i-am lasă. dat, Marius, jocul mulțumirii care l-ați făcut cu Teodora. Și nu te lasă. Da. Ce Deci chestie. mi se face un gol în minte și parcă spui că sunt... Nu pot să gândesc, Întrebare, tu l-asculți pe diavol? nu Ți-a vorbit ceva vreodată? pot să... Nu. Nu, niciodată, nu. Deci niciodată, nu. Am înțeles. Dar Și te în mai afară de rogi, acele mai ai două tendința coșmare să... din perioada aia, nu Păi am avut dacă te rogi, niciodată o clipă, dacă te rogi, te coșmar, rogi nici la nimic. diavol. Deci dacă te rogi, te rogi la diavol, că l-ai pus la distanță pe Dumnezeu. Că te rogi pentru un bine. Omul când se roagă, se roagă pentru mai mare bine. Și asta înseamnă Da, să știți diavol. că Mai mare bine pentru cum diavol. am vorbit cu Iuliana și cu Mariana, am oprit rugăciunea, nu m-am mai rugat. Frumos.
Mai ai Iar cea mai întrebări? mare tulburare am avut în săptămâna asta, în ultima săptămână. Mă iertați că poate vă întrerup, dar eu nu vă prea aud și de asta poate am vorbit peste dumneavoastră. Mai ai întrebări? Nu, atâta vroiam să mă aflu părerea dumneavoastră dacă să caut eu pe cineva ca să fac ceva sau va apărea cineva care este pentru mine, pentru să găsesc bătrânică sau pe cineva să ajut. Păi nu-i nevoie, că îți dă Dumnezeu, dacă crede de cuvință. Nu, așa am simțit și eu. Sigur. Iuliana. Da, nu, doar tu trebuie să intri un pic așa în armonie cu tine, cum a zis Mariu, să te bucuri de tot ce îți dă, să vezi partea bună, de fapt, din tot ce ți se dă în viață. Și noi o să te susținem în continuare, Georgeta, mergem împreună, mână de mână, așa. Și, nu știu, eu zic că ea ne ridică și nouă oglinzi și o să ridice și altora. Și avem de învățat din toate poveștile, ne ajutăm unii pe alții, ne ridicăm oglinzi. Da. Bun, mulțumim frumos atunci. Ne Da, și mai eu vă vedem mulțumesc. dacă credeți de cuvință. A fost Da. foarte interesant. Am învățat și noi să fim mai buni, să nu mai vedem rău. Deci e o reamintire. Da. Mulțumim frumos, Georgeta, pentru curajul tău, pentru a avut mari, mari emoții. De ieri spunea care emoții, dar totul va fi bine. Mulțumim, Vă Marius, încă mulțumesc. o dată că ai fost alături de noi. Și eu mulțumesc La pentru revedere, amintire. Numai da. bine. O zi bună. O zi bună, vă mulțumesc.